Așa, dar eu pot să spun, să văd că triunghiul MCM e asemenea cu triunghiul ABC. Deci triunghiul, triunghiul care? MCM. MCM este asemenea cu triunghiul? Am găsit problema, da? Da. Vă uitați, acum sunt curând, să merg pe firul problemei și astea că da. Nu putem trebuie. Și scriem raportul, da? Și scriem mie, mie. Supra. Supra. A, B. A, B. A, M, C, supra. M, C, supra. M, C, supra, A, C. Supra, A, C. Mă văd o pe aici. Și egal și cu CN. Supra BC. Da. Și egal cu CN supra BC. Dar eu am să mă opresc aici. Și iată, voi spune mie. Supra. Da, supra. AB e cine? AB e cunoscută. O notă cu ce mic. E la care o pusă... Eu o pot măsura pe AB. Că trebuie de dat. Aha. Deci e un număr acolo. O notă cu ce mic. Nu se notează la care au pus... Da. Unghiului, unghiului, da. Ce mic. Egal cu MC. Egal cu MC, pe care nu o știu. Dar dacă vreți o pus, e B mic, nu mai ajută la urmă. E, lăsăm așa, egal cu MC. Egal cu MC, da. Supra. Supra cine? AC. AC o știu, e B mic. B mic, da. B mic. Atât? Da. Deci, eu oprim aici. Eu oprim aici. Așa. Văd că m-aș descurca eu cât de cât, aș putea să scoat pe MN care ar fi de mare folos aici, dar intră MC-ul ăsta. MC-ul ăsta... Am să mă duc acum să văd, când am spus pe perioada așa. Triunghiul AM1M este asemenea cu triunghiul AC1C. Fiindcă MM1 e paralelă cu CC1. Da. MM1 fiind perpendiculară însă și cu CC1 perpendiculară. Deci pot să spun în triunghiul, hai să scriu așa, în triunghiul AM1, M, A, nu, AC, C1, A, C, C1, avem că MM1 e paralelă cu CC1. Nu scriem raportul și aici? Din paralelism conform Thales, conform lui Thales, da, scriu Thales, îmi permite să bucățica asta, supra bucățica asta, așa, da? Bun, de ce eu ori așa scriu, ori dacă nu, eu am nevoie să -mi intre X, și cu ce ce unul? Păi vedeți, nu știu cum atunci mai degrabă fundamentală. Exact, fundamentală asemănării, deci, exact, exact, așa, vedeți? Am scris da? Asemenea, cele două triunghiuri. Perfect. Da, deci triunghiul ăsta este asemenea cu triunghiul ACC1. ACC1. Și conform teoremei fundamentale asemănării, da. Reiese că AM supra C. C. AM supra AC. Egal cu AM1. AM supra AC1. Și egal cu MM1, ca aici, MM1 supra CC1. Care e H. Hai să zic H. Înălțimea concurentă din vârful C. Nu? HC. Și înălțimea. Bun. Care e cunoscută? MM1 o știm X. MM1 o știu că este X, deci echivalent cu scrierea AM. AM supra AC. AC cât e mare? A, supra C. AC e B mic. E la B. E opus cu închiul B. Da. La proa ce o știu. Deci, AM supra BD egal cu... Egal cu MM1 care am zis că X. X supra H indice C. H indice C. Scoatem de aici pe AM. Da. Și AM de aici va fi egal cu... BX supra HC. B ori X supra HC. Bun. În clipa asta, eu o știu. Dar trebuia eu, domnul profesor? Nu trebuia eu. Uf, MN-ul ne trebuia. MN-ul ne trebuia. Nu MN-ul. Nu MN-ul. Dar MC trebuie. MC. Uite de aici.
Mă descurc dacă știu ce e aici. MC... Dar nu cumva MC este toată asta minus aia? Da. Deci MC. MC este egal cu cine, spuneți voi? Egal cu ACB1. B mic minus BX supra HC. De acord? Supra H. Hai să zicem H, că se întâmplă subînțelege că e ce e din ce. Da. Și egal mai departe, scoate B factor comun. Corect. B pe lângă 1 minus X supra H. X supra H. Care înseamnă egal mai departe. Atunci la cealaltă, tot vine B pe lângă H minus X supra H. Da. MC1. MC1. Și ce ferice sunt că am pus mâna pe MC. Unde îmi trebuie mie MC? Uitați acolo, la aria lui M, unde? MC, MC aici îmi trebuie, da. Da? Deci de-ai scos pe M, și rezultă că M, rezultă că M, M. Ce ori MC-ul ăsta? Ce ori MC? Da, supra B. C înmulțim cu M, C, totul supra B. Și atunci, egal mai departe, cu C, înmulțim cu M, C, cu C supra B, pot să spun C supra B, da? Înmulțim cu M, C-ul care îl am aici. Înmulțim cu B, pe lângă, H minus X, supra H. Da. B cu B se simplifică. Corect. Și este egal mai departe cu C pe lângă H minus X supra H. Bun. Și l-am putinut de ce? Păi ce? Nu asta era mea nebunit ca să reușesc acum să reușesc. Da. Deci vine X înmulțit cu MN-ul ăsta care l-am. Este înmulțit cu C supra H pe lângă H minus X. Bine. Și egal cu C supra H, lasă în factor, C supra H, pe lângă XH, nu că mulțesc aici, XH minus X pătrat, XH, X ori H, minus X la H. Bun. Adică egal mai departe cu... pot să și mulțesc aici, câtă va ieși. Păi este CXH A, pe H minus CX a doua pe H. Da, dar la urmă la urmă astea e constantă. Că C supra H și un număr. Da. Că C-ul e știut, înălțimea e știută. Și acum, eu vreau să văd când aria asta devine maximă. Deci eu am, în clipa asta, aria cui? Aria lui M, M, E1, E1, da. Egal cu C supra H pe lângă X, pe lângă minus X pătrat, hai să o zic așa, minus X pătrat plus X, da. H. Da. Da. Și egal cu o funcție, absolutez asta cu o funcție în X, în X. Că C supra H e o constantă, da. Nu se modifică. Și am funcția de gradul 2, f de x, egal cu minus x pătrat plus x ori h. Funcție de gradul 2 este asta. Întrebarea admite minim sau maxim asta? Că asta este chiar aria în final. Da, maxim. Că numai maxim admite. Că atunci când coeficientul x pătrat este minus. Negativ, vorbim de cine de un maxim. Deci, are sens problema. Deci există, există max lui f de x, maximul funcției acesteia, da. Și se realizează maxim acela. Am mai văzut noi, dacă nu ne gândim cum am putea organiza pe un pătrat perfect, făceam chestia asta, mai țin minte, mai da. Țin minte? Da. Deci egal cu... Bine. Hai să facem o pătrat. Scoatem pe minus în factor comun. Corect. Vedeți cum x-a doar la 0, nu? Deci vine minus pe lângă x pătrat minus x h. Și ce să facem aici ca să facem o pătrat perfect? Lucră egal mai departe cu... Minus. Minus pe lângă. X
2 ori x ori h. 2 ori x ori h. Ori 1 pe 2. Ori 1 pe 2, adică h pe 2, pot să spun. 2 ori x ori h ori h pe 2, că 2 pe 2 se plic și am x h-ul de mente. Da. Da. Plus h pe 2 la pătrat, dar am nevoie ca să fie pătratul la binomul la pătrat, și minus h pe 2 la pătrat. Adică ce am făcut eu acum? Am adunat și am scăzut un h pe 2. Mai greu, treabă ocărată. Eu avem doar atâta. X pătrat minus X H. Și am zis de două ori prima parte, Maria, de două ori X, X 2 ori X. Dar 2 l-am pus eu. Trebuie să pun la numitor ca să poată simplifica. 2 X. Și H-ul este acolo. 2 cu 2 s-a simplificat și a ficat înainte. Adun H pe 2 la pătrat, că asta e partea a doua din X. Da? Nu trebuie de două ori prima parte, nu știu că am dat plus partea a doua la pătrat și minus h pe 2 la pătrat, m-am vrea și a scăzut. Și atunci, voi spune că e egal cu minus x, x minus h pe 2, totul la pătrat, da. X minus h pe 2, totul la pătrat. Da, minus h pătrat pe 4. Minus h pătrat pe 4 cu minusul de față plus h pătrat pe 4. E minusul ăsta din față, nu? Care schimbă. Cu minusul de aici, fac și plus. Corect. Plus h pătrat pe 4. Așa. Deci, iată cum am organizat funcția f de x. Deci, în clipa asta, îmi permis să spun că f de x, adică partea asta de aici, există. Arată cam așa, minus x minus h pe 2, x minus h pe 2 totul la pătrat, plus h pătrat pe 4. Da. Adică din h pătrat pe 4 se scade ceva. Poți să spui și așa scris, nu? Da. Egal cu h pătrat pe 4 minus, minus x minus h pe 2 h pe 2 totul la pătrat. Și dacă h-ul, dacă x-ul e diferit de h pe 2, înseamnă că din asta se scade ceva și se micșorează. Când nu se scade nimic? Zero. Zero când x-ul e egal cu h pe 2. Deci care e valoarea maximă a funcției? H pe 2. Este h pătrat pe 4, valoarea maximă. E h pătrat pe 4, iar se realizează pentru x egal cu h pe 2. Deci max. Max lui f de x, maximum, valoarea maximă este h pătrat pe 4, pentru x egal cu h pe 2 se face. Și iată explicația clară, clară, că x-ul trebuie să fie la jumătate pentru a vorbi de mare, forma maximă. H pe 2, la jumătatea lui h. Da? Abia acum, riguros, am arătat că trebuie să fie, unde trebuie să pun farfecul, la mijlocul laturi, linia mijlocie trebuie să fie. Deci, linia mijlocie trebuie să fie cea care înlămărește problema. Și de acolo vin foarte cu lucruri. Și așa, așa. Și rezultă că e la mijloc, că MN este linia mijlocie. Da, exact. MN este linia mijlocie. Dacă am tăiat, nu? Jumătate din înălțime, deci MN linie mijlocie. Deci asta înseamnă MN linie mijlocie. Și atunci am material de risipă minim. Minim material de risipit. Minim de risipit. Și dreptunghiul de arii maximă. Sau peticul, dacă vreți, de la croitorie, peticul cel mai bun obținut sub formă de dreptunghi. Deci vedeți, schema de matematică în toate. Extraordinar. Nu la întâmplare. La întâmplare. Și asta a făcut-o la profesional. Asta am făcut la profesional. Peste ani, vă povestesc chestia asta, peste ani, în clasa aceea era un băiețel foarte bun. Mai ales spiritul practic îi plăcea foarte mult. Deci matematica folosește foarte mult în mine. Și peste ani, el, aflându-se la atelier acolo din chigerie, odată i-a dat maestru acolo să facă chestia asta. Eu, din bolțul ăsta de tragul, băi, să faci cel mai mare dreptul din ea. Și el și-a amintit cu, la lecția de matematică,
Problema asta am făcut-o. Și atunci m-a sunat. Și a zis, domn profesor, știți, am o problemă. M-a pus băiatul să fac. A fost făcut dumneavoastră. Dar nu mai știu. Eu știu că la mijloc. Dar el m-a întrebat, de unde știi tu, mă, că este așa? Că e cel mai bun, dacă e altă parte. Și zic, m-a învățat profesorul meu, m-a făcut problema asta la clasă. Și nu mai știu de ce să-i explic lucrul ce făceați dumneavoastră, ați făcut o tapă acolo. Dar eu știu sigur că la mijloc am răvăs foarte plăcut, surprins și convins că la mijloc, la mijloc este. Și a zis, băi, spune maestrului tău să mă suni el dacă vrea să explică lui. Că nu ți-a explic ție acum teorema lui tare, îți fac nu știu ce, nu știu cum. V-am povestit asta. Pentru ca să înțelegeți utilitatea matematicii. Dragilor, vă spun cu toată răspunderea. Matematica este instrument de lucru pentru toate celelalte discipline. Cine înțelege matematica sub aspectul acesta, face antrenamentul zi de zi. M-am legat de chestia asta. Plecând la problema aceea de drum minim, care a însemnat inventivitatea de a o duce în plan, și drumul cel mai scurt între două puncte este, cum? Să unim cele două puncte. Nu? Nu într-un alt mod. Ei bine, și mi-am amintit problema asta care a presupus ce? Asemănări. Tot v-am văzut eu cu asemănările acolo că și căpătați. De ce am adus la problema asta? Să vedeți cât de frumoasă este. Practic, că au fost asemănări așa și asemănări și așa. Și acum problema s-a mai pus. Bine, fac asta după latura ABC. Sau AM m-am dus-o, AB m-am dus-o mai la linii mijlocii. Dar dacă o fac după linia cealaltă mijlocie, ce mă fac? O fi bine? Adică dreptunghiul când îl fac, punând fafii cu așa, dreptunghiul acela este de aceeași alie? Iată întrebarea care trebuie să răspunzi voi, doamna Vizar. Dar cum mă văd aici? Problemă care seamănă în formă de prismă quadrilateră regulată cu lungimea muncheii 20 și lungimea înălțimii egală cu iar lungimea muncheii 40, conține 10 litri de miere. Câți litri de miere în capul un vas? Calculați înălțimea la care se ridică mierea în prismă. Mai făcut ceva așa, și o albină pleacă din punctul A, intervențează pe B' în punctul E și ajunge pe drumul cel mai scurt în punctul C prin același lucru. Cred că am făcut noi ceva asemănător. Termină lungimea segmentului BM și că albina se deplasează numai pe fețele laterale ale slupului. Da. Ceva asemănător n-am făcut. Da. Este asemănător și asta e problema. Ca să ajungă pe cel mai scurt. Desfășurăm și aceeași poveste. Da. Mă prinde entuziasm așa de la o lecție la alta, când îmi dau seama cât de frumoasă este matematica și cu cât cu bucurie vă spun vouă să înțelegeți că nu e nevoie să memorați, nu vă puneți formule una peste alta, ci încercați să găsiți partea logică frumoasă a matematicii, aceea care înseamnă ce? Lucrurile curg unele din altele și totul nu, cum astăzi am făcut problema asta? Cu copii? Da, eu am mers pe stradă și când m-am dus și m-am întors, vorbeam de unul singur. Dar au fost foarte cântați. Foarte cântați. Au fost ce fain. Și m-am gândit acum să punem la 34 supra 38 al câterea termen este. Fii ducem că de acum și-au prins o... Dacă au prins frumusețea problemei, da. Vă gândesc și așa, de la o etapă la asta. Este super la matematică. Să uite-mi la mine și ce o să fi găsit frumos în asta? În matematică. Da. Păi pe aceea dacă îi dăm loc... Nu, să știi că ajung la tine până la urmă. Tot cu mesajul ăsta, să atingi la Maria și la toți ceilalți cu care stau de vorbă, sunt sigur că ajung. Pentru că, uite, văzând tu problema asta, care are parte practică, concret, matematică, are și partea aplicativă. Da? Să vedem alte probleme. Da. În figura alăturată, am deschis unui teren, unde A, B, C, D este un dreptunghi. A, B, C, D e un dreptunghi. Da. Are vreo... Nu, e un dreptunghi. A, B, C, D.
Bun. Deci A, B, C, D. C, D. Dimensiunea de trunchiul 9, respectiv 12 metri. 9. Să punem 12 pe aia, că mai așa, 12 și 9. Și 9. Iar A, M, E, F, un pătrat. A, M, E, E. A, M, E, F. E. A, M, M e la mijlocul la B. M e mijlocul la B. Păi, stai, scute. A, M, E, F, un pătrat, cu A, M, e dat cu X, E, mic, unde X este cuprins între 0 și 12. Dar în desen e pus cam la mijlocul la B. Mi-am spus aproximativ. Aproximativ. Hai să vă punem. Ia. Deci A, M, E, F, e pătrat. A, M, E... În jos, în jos, în jos. A, M, E... F, pătrat. F, așa, așa. A, M, E... A, M, E, dar cu X. A, M, cu... X, ori e mic. Ori e mic? Mic, da. X, ori e? Nu, X, ori M, mic. X, Y, C, M, mai așa. Nu, nu, pentru că X, M. X, M. Da. Bă, ia nu greșe. Nu, 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 să vedem, nu trebuie să vedem. X, unde e 0 mai mic decât X? Unde X e cuprins între 0 și 12. 12 metri, mai mare. 12 metri. Uite, mai 12 metri acolo. Nu, domnule, domnule, ce e 12 metri? Ai mai mai. Respectiv 12 metri la latura dreptunghiului, uitați că am scris. Păi da, trebuia să spui așa. A, B, egal cu 12 metri. Da. B, C, egal cu 9 metri. Da. Și A, I, M, egal cu X metri. X metri, corect. X metri, da, da, da. 2, 3, 7. Am înțeles, sunt X. Cu X-ul ăsta. Că X ori mână, nu înțelegeam ce rost are în rost. Da, da, nici eu nu înțeleg. Cu 0 mai mic decât X, mai mic decât 12. Adică este un număr cuprins între 0 și 12. Cu asta, poziția lui e. Mai mult eu o duce pe ea. Bun. Exprimați în funcție de X lungimea segmentului BF. 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 În funcție de X. B. Detectat pe X. A mic. Da, egal cu 5. O funcție de X. Da, o funcție de X. La fel, determinat pe X, știind că area pătratului, știind că area pătratului este o treime din area dreptunghiului. A. A. A, M, E, F. E, F. Egal cu o treime din zona ABCD. Area lui ABCD. Și ce? Dacă de regulă se împrejmuiește cu un gard, da. Calculați câți metri liniari de gard sunt necesari. Da. Deci... Dacă îi punem gard. Da. Câți metri sunt necesari pentru prejmuirea terenului acesta? Da. Da. Bun, am înțeles. Bun. Nu vreau să scriu exact ce... Așa că aș spune problema. De aceea, la punctul ăsta discutăm problemele. Bine. Bine timp. Bine. Hai să vedem cum facem pe BF. BF. BF, ia F pătrat plus A, B pătrat. BF este A, F pătrat plus A, B pătrat, nu? A, B pătrat îl știm, e 12 la 2. Da. Și A, F pătrat este 12 la 2 minus... A, da, las-mă cu mine. Deci, spunem area lui, nu, lungimea asta, BF, BF, egal cu radicalul din dreapta, dar te rog să și dictez, că tu poți să și dictezi, de pe care e tu tău. A F pătrat. Deci, egal cu A F pătrat. Egal cu pătrat. Plus? A F pătrat. A F pătrat. Și egal cu Maria, egal cu... Egal cu 12 la pătrat, pentru că... A F, a F câte? X? Asta am zis și eu, dar nu mă cred. Da, X... E pătrat aici. X metri era acolo. Plus X pătrat. Deci BF... Spune-mi, găsește în funcție de X pe BF. Răspuns. Asta este. 12 pătrat plus X pătrat. Corect. Mai departe.
cine este X-ul la punctul B, încât să fie o treime din area lui ABCD. Area pătratului să fie. Area pătratului să fie o treime din area dreptului. FB intersectat cu ME până cu punctul R. Bun. Și la ce îți folosești asta? Cu MR-ul e paralel cu FE și face teorema lui Pitagora. Lui Pitagora, lui Thales. Deci, cine întreabă la problema? Păi X-ul nu e egal cu AM? X-ul este AM sau AF? Da. Noi știm, din problema aia, știm ce știm. AB, știm FB. Da, ți-o dat o relație. Aria pătratului e egal cu treimea din area dreptunghiului. Nu trebuie să exploatezi asta. Trebuie neapărat să folosim. Dar area pătratului am putea o face în momentul ăsta? Da, X la 2. X. Corect. Asta. Da, este X la 2. Nu. Cu cine este egal area pătratului? Latura la pătrat. Și cum ea este X, vine X la 2. Deci area lui A, E, 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 egal cu X pătrat. Și area dreptunghiului, Maria? Lungimea lui... Da. Deci aria... 9-12. Lui A, B, C, D, egal cu 9, 12, face 108. Și problema spune că... X2 egal cu 108,3. Deci X pătrat... Da, sigur că da. X pătrat este egal cu 108,3. De unde? Că zice că e bun pe 3 din area lui ABCD. Deci o 3. Să fii atentă. Așa, așa, X pătrat, egal cu 100 pe 3, care înseamnă 10, 36. De unde e X? Egal cu? 6. A. Deci 6 metri este? Aer. A, aer. La pătrat. La pătrat. Și acum, la ce se ia întrebări? Cum a semnul întrebării este așa. Ca să vă știți, domn profesor, dacă de acolo se împrejmește cu un gard, calculați câți metri liniari de gard sunt necesari. Tot terenul ăla zi? Da, tot, tot. Și pătratul și drept. Și pătratul și drept. Și linia aia FB? Dar ce treabă aici? Ce treabă aici cu FB-ul ăsta? Am fost numai... Cum ai terenul? Ce împrejmește? Adică aria lui A, B, D, C, F și aria lui A, F, E, nu? Nu aria. Pe metri se împrejmește. Atenție, mă, că se împrejmește. Pe metri. Da, perimetru, da. Dar cum, cât? Cât? Că nu, că dacă prelu... Eu pe aici un gardul. O să fie latura pătratului de 3 ori, da? Deci 3 ori latura pătratului. Da, plus. Am aflat-o pe aia de 6, știi? Plus CB. Plus CB, da. Plus DC. E de 2 ori. Plus 2 ori CB, da. CB-ul e de 2 ori, folosești aici și aici, da. DC. Plus de ce, sigur? Plus EB, care EB plus 6, 6. Deci perimetru figurii acesteia F, D, C, B, M, E. Deci F, A, dar nu, F, D, nu, până F, D, da. În vârfurile mâine. Da, da, da. F, D, C, B, M, E, M, E. E. Egal să fii de 2 ori la altura pătratului. De 3 ori. De 3 ori. De 3 ori. Deci de 3 ori. E. E. Plus. Mă bucării tot 6. Mă. Vă. Vece de 2 ori. Vece de 2 ori. Deci plus de 2 ori. Vece. Plus CD. Plus mă bucă. Plus mă. Și e cam mai departe. Alo. Alo, da. Bună seara. Salut, Claudiu, eu sunt la lecție de matematică. Dacă vrei să mă vezi, mă poți vedea direct la profon la ITD acum. Da. Păi acum, mai târziu, acum eu la vreo 9 și ceva am lecții încă, în continuare. Da. La 9 jumătate să nu mai tot. Da. Bine, bine. Hai de vedere. Pus-mă bă, domnul profesor. Pus-mă bă.
plus mă, bă, plus mă, bă. Și face egal mai departe cu? F cu 3. F cu 6, 3 ori 6. 3 ori 6. 2 ori 9. 2 ori 9. Și 12 cu 6. Plus? 12. Plus? 6. Și în total... Dacă calculăm 8 cu 2 ori 3. 3 ori 6. 5 ori 6. 18 și 18 și 6, 24. 54 au ieșit la mine. Și egal cu 54. Ce a avut autorul să vadă din toată problema asta? N-a fost deloc dificil, a fost o problemă de mână, pentru că doar atât. Era vorba de a înțelege ce înseamnă FV, să notez cu X acolo și de fapt și notat cu el. X metri, mama. Pentru că eram 9 metri, 12 metri, X metri. Adică nu știa că X. 2 metri, 3 metri, X metri. Nu știu. Și de rut. Te-a văzut de rut. Ai văzut că aici când se X ori M. Exact. X ori M, acest ori M. Se bloca fără să... Exact, și mai fie problema. La o chestiune banală, e ieftină, ca să unitate de măsură. Asta e din 9 metri. Ei, dar ce fac? Și acolo ai metri pătrați. Sigur că da. Dar autorul aici n-a vrut să creeze confuzie, ci trebuie să spun, dacă aici nu puneam mai 9 și 12, fără metri, aici punea X. Dacă însă nu puneam sus și punea aici, era dramatic. Bine, dar atunci era loc de confuzie. Dar până la centimetri nu îi ducea pe probabil zici că da. Centimetri, dar zici că un teren nu putea la centimetri. Un teren în metri vorbește el acolo. Da, da, da. Ca să fii și cu aspect practic, da? Deci n-a fost deloc... N-a fost deloc problemă. Și 8 și mai face una? Mai face. Da. Nu mai face? Nu mai face. Ei au avut simulare astăzi, pregătirea română și în bază. Hai să înțelegem și chestia. De asta n-a văzut cine vorbi. Oamenii și ei. Exact. Și de asta n-a văzut cine vorbi. Sunt totul de acord. Vezi? Dar mâine vreau să fiți foarte... Nu, păi și noi au simulare la matematică, domnul. Așa. Deci fac și acolo de 10-20. Uite, mi-e rând. Fică, tot ești așa... foarte odihnită, nu poți să nu-ți las problema asta să le pune așa probă de... Dar spuneți, da, exact. Fără să scrieți. Un șir de numere care înseamnă așa, 1, da. Apoi... 1 pe 1, domn profesor, nu sunteți corect. 1 pe 1, nu sunt corect. 1 pe 1, apoi al doilea 2 pe 1. 2 pe 1, 1 pe 2, 3 pe 1, 2 pe 2, 1 pe 2, apoi 4 pe... Nu, profesor, 1 pe 3. 1 pe 3, da, da. Apoi 4 pe 1, 3 pe 2, 2 pe 3, 1 pe 4, 1 pe 4, da. Așa, și continuați voi cu următoarele 5 terme. Și mai continuați voi cu următoarele 5 terme. Problema este așa 5-a, ce zi? Nu, nu, ca joacă așa, nu mă învețe mult. Exact, cum să scrieți, nu. Nu, ca spirit de observație, joacă, apropo de frumusețe matematici. Corect. Deci, 1 pe 1, 2 pe 1, 1 pe 2, 3 pe 1, 3 pe 3, 1 pe 3, 4 pe 1. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Vedem aici o chestie? Da, e observată chestie, deci ea vede. Stai, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, are prima observație, la viitor. 1, 2, 3, 4, 5. Vezi cum o să fie? Deci la următorul gând, la următorul gând vezi așa. 1, 2, 3, 4, 5. Am înțeles, dar sus ce trebuie. Imediat? Da, este o primă chestie, apropo de... Nevoia de a schimba centrul atenției. Corect. Sus ce se pune? De exemplu, la primul și la doilea, 1 plus 1, 2. Acolo, la 3 cu 1 cu 1, observă o chestie. Cu leac mai pierdut.
Trebuie uite așa, mai există pe asta. Ia, și uite-te sus. Uite-te și jos, uite-te și sus. Nu mai lăsa pașul. 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, acolo 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3. Da. Deci din cântul ăsta, al câtelea termen este 20-24. El se află. 20-24 se află. Al câtelea va fi. Ei, aici am muncit destul de mult. Uite, să ne gândiți noi seara asta. Da. Ai zis 34-8 acolo. Da. Știi că dar grad, cum ați vă spune, e a 900 era 27. 927 era termen. Mai bine scrie pe toți și... Păi, s-o așa o s-o pus la treabă. Deci clasa a 5-a, contraste, nu vendeau. Da, nu, chiar au ajuns să observa niște lucruri. Până la urmă, ideea matematică e frumoasă, foarte frumoasă. Pentru că primul care respectă o distanță de 4, între 20 și 24, să este 4 unități. Este 1 pe 5. Primul care respectă, între numărător și numitor, distanța de 4. Între 5 scăzut 1, fac 4. 24 scăzut 20, fac 4. Și ca primul. Să fiți toți, 900 și ia uite idei. Da. Deci facem prima observație. Este primul întâlnit. Și aveam 1 pe 24. Da. Seria lor era 1 pe 24. Și 1 pe 24, da. 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 Și acolo era 1 pe 24, 2 pe 25, da, cred 3 pe 23. Da? 3 pe 22. Așa? Tu, 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 da, tu, ce? 20 pe 24, nu? 2 pe 24. Poate că ți crezi pe. Nu, dacă nu e o problemă așa la care putem să ne gândim de jucându-le și nu știu ce. La clasa a 5 e o problemă asta. Deci nu, de foarte multe ori am insistat și insist la matematică, nu trebuie să cauți probleme făcute. Ci vorba de un antrenament și o formare a unei gândiri care înseamnă la fiecare problemă altceva frumos, altceva interesant. Dar eu am făcut-o, nu? Nu. Dar mă vrei să intri competiție cu ea. Să vezi. Sigur că este făcută până la urmă. Dar trebuie să spun că s-a muncit o oră și ceva, aproape am muncit la problema asta. Am mai făcut și alte probleme. Da. Până când am prins... Dar domnul profesor mi-a explicat o chestie foarte faină și eu am muncit și m-am dus bine la 200 de ani. Eu am dat. Nu știu, propun, dar mai ales să te lași expus în fața camerei. Că ce se face acum, așa rămâne. Exact. În oară, lecția de ieri este pusă pe internet cu acea slăbiciune pe care am... Divine. Divine, da. Da. Și dându-mi seama, am revenit asupra ei. Dar eu spun și am mai făcut-o și o repet, tocmai curajul de a te lăsa expus, lasă și în loc unor slăbiciuni. E posibil să apară asta, însă trebuie să și îndrăznești și spui, domnule, aici am greșit și trebuie să mă întorc, să văd unde am greșit. Pentru că numai așa copil, el nu poate învăța. Toți privitorii mei înțeleg naturalețea dialogului acesta. Deci ei învață și câștigă
din curajul pe care îl transmit eu de a te duce în problemă la prima citire. Dar la prima citire și expunându-te. Că una să stau eu acum pe foiță, să mă vedeți problema asta în un colț, și alta să stau în fața camerei și să mă las filmat, cu ce iese de dură, aceea rămâne pe el. Deci este un lucru care merită să-l înțelegeți și să câștigați din încrederea asta. Eu asta și transmit. Încrederea în tine că poți. Păi dacă pe urmă ar fi încercat sentimentul acela că nu știu, nu văd și nu am cum să fac problema aceea, nu mă facea să insist foarte mult. Mă zic, ceva trebuie să fie. Că undeva trebuie să se insiste ceva. Nu-i întâmplător. Exact. Prima observație a fost că... La 1 cu 5. A fost la prima observație. Deci, 4. Și până am sensizat că e vorba de o fracție subunitare, că 20-24 e fracție subunitare. Da. Și am sensizat urmă că o parte din ele sunt supraunitare. 5 pe 4, 1, 4 pe 3, 3 pe 3. Și apariția lui 3 pe 3, care înseamnă echiunitare, m-a trimis spre ideea că numărul acela va fi 20-24 dincolo de 1. Corect. Și a fost urmă observația că 1, 3 pe 3, sau 2 pe 2 se află într-un gâr de 3, de 5, de 7, de 9, deci un număr impar, da, care trimite un număr egal în stânga, dreapta lui 1. Exact. Și așa m-am gândit pe 22 pe 22. Și așa l-am gândit pe 22 pe 22 și am sensizat că 20 pe 24 se află dincolo dreapta, la două unități. Exact. Și, așa cum și fost, eu deja aveam văzut scris. Da. Da, trebuie să ne-am făcea. Deci am povestit acum, m-am dus în problemă. Da. Pe partea asta. Ce simteți? Deci ce am făcut aici? Ai prisma. Prisma. Teorema fundamentală a asemănării. Era fundamental la asemănării, apoi... Ce-am făcut? Mi-a făcut problema asta cu demonstrarea cu... Probleme de minim și maxim. Da. Probleme... De minim și maxim. De minim... Și maxim. Maxim, da. Închid calitărul, am închis. Problema aia cu care am făcut-o din nou, cu colonialitatea. Da, o problemă de minim și de maxim, nu? Da. E foarte bine. De colonialitate. Mâine era 7 mai mult. De acum la 7, și nici cu programul ăsta. Da. A, cam asta. Așadar, ne oprim aici. Voi sunteți după test pe acesta, sper să nu mai fiu. Așa. Să vă odihniți și continuăm. Da. La revedere. La revedere. Uitați de like și share, să vă abonați, apropo, mai. Să vă abonați și să...